înjurăm Casa Poporului. Și după aia coborăm la, la Calea Luptării. Pe aici, pe bulevardul. Că n-ai cum să ieși pe aici, trebuie să traversezi, să ieși pe banda opusă. Cum vrei tu și cu om în cap, știi? Pedalăm cu verde în jurul Casei Poporului și a Catedralei Șmenuirii Neamului. Hai cu verzi! Ce vedem aici? Era desenată de Oprescu, dar ilegală. Da? A, plus acolo să? A desfințat-o poliția imediat după ce a băgat Oprescu milioane în ea. Da? Dar aici Academia a îngrădit parcul ăsta abandonat. L-a îngrădit cu cultură, cu 1000 de ani de cultură și civilizație. Să vedem dacă scrie și ce a fost rău sau numai de bine. Ceaușescu l-au pus cu Brejnev. Le-au cam amestecat. Prunariu în cosmos, Nadia Comăneci. Ivan Pațaichin, Glasul Națiunii la Chișinău. Fani Tardini, Antonescu, în drum spre Odessa. Dar Antonescu e cam eroizat. Nu scrie nimic că a fost criminal de război. Iată, refugiați evrei, dar nu scrie despre exterminarea evreilor. Despre Holocaust. Poate ne-i rușine de istoria noastră? Păi să ne fie rușine, dar să nu ascundem. Academie de Știință. Nici o inscripție, nimic despre exterminarea evreilor și a romilor. Nici despre robia romilor n-am văzut nimic. Poate în jumătatea cealaltă. Academia Română. Academia de Manipulare. Lângă parchetul general am găsit fotografiile celor morți la colectiv sau după incendiul de acolo. Rudele lor, prietenii, cunoscuții cer justiție, dreptate pentru cele 60-70 de victime și câți alții au mai suferit arsuri, intoxicații.
Din 30 octombrie, când a fost marșul, de atunci stau pozele aici. Cât 7 ani s-au împlinit de atunci? 7 ani au trecut, parcă, nu? 15, din 15, da. Da, uite, unii au murit în noiembrie, 15, 7 noiembrie, 8 noiembrie. Oare ce părere au colegii mei verzi despre... Ce părere aveți despre adunarea frunzelor în saci de plastic? Eu cred că frunzele ar trebui să rămână sub copaci, să îngrașe pământul. Zic ceva verzi, dar nu se aude. E zgomot mare în trafic. Și o părere. Fostul palat al telefoanelor și calea Victoriei cu pistă ciclabilă. Mergem la protestul pentru locuire. Marșul pentru locuire, care pornește din piața Universității. Dar ne-am gândit să ajungem și până la piața Revoluției. Tremur de frică că ajungem la Ministerul Miliției. Și ministerul și-a tras parcare în piața mare. Piața cu cartofi în băț, în țeapă. Și aici au desenat locuri de parcare. Da? Totul pentru mașini în orașul ăsta. Nimic pentru pietoni, pentru arhitectură. Pentru sănătate, spații verzi, ceva. Un protest la Toarșul Bode. Ceva a oprit jandarmeria, dar le-a bătut-o vântul. Un telefon a căzut pe jos. Am ajuns și la protest pentru locuire. Aici am găsit și verzi care nu pedalează, nici cu trotineta. Vă temeți de trafic? Nu, chiar vom pedala. Vă așteptăm. Vă așteptăm la pedalări civice. Unde e Florin? A dezertat. L-au fi arestat jandarmeria. Și Antonella pe aici. Extraordinar. Sunteți fericitul câștigător al unui ajutor de chirie. Dreptul dumneavoastră la locuire va fi cofinanțat sub suma de 700 de lei.
să mă ajute și că nu o să se mai repete și că a fost o greșeală și că și-au dat ei seama că, bineînțeles, eu când am venit la în sala de judecată, am venit cu Nita Maidosaru, cu toate terapiile pe care le făcuse copilul meu și cu nopțile mele necredute în care stăteam să studiez despre această boală și poate găseam eu un remediu sau ceva. Aveam un dosar foarte mare. Aveam cu ce să dovedesc că eu sunt o mamă bună pentru copilul meu și că pot să-i ofer ceva bun. Și s-au gândit să mă ajute între ghilimele și a zis, bine, hai, te vom ajuta. Îți vom oferi o locuință, dar va trebui să depui niște acte, niște mici acte care nu durează mult să le faci. Am umblat după dosarul ăsta, cred că vreo 3 luni de zile, că a trebuit să aduc de la casa de copii, care se desfințase între timp, unde a stat soțul meu, de la poliție, unde am avut adresele să nu fie avut altă casă, de la notariat, care trebuie să plătești niște bani, de la circa financiară și așa mai departe. Am făcut un Nita mai dosarul, l-am depus bine, mersi, și după câteva luni m-am dus să mă interesez de dosar, să vedem ce se întâmplă. Că au spus că mă vor ajuta și mă vor ajuta foarte repede și eu eram foarte bucuroasă și ziceam, o să am casa mea. Doamne, în 2-3 luni, ce bucurie pe capul meu. Și a trecut un timp, iar a trecut un timp. Și a trecut 2 ani și a trecut 3 ani și eu n-am știut că trebuie să reînnoiesc dosarul. Și când m-am luat după 2 ani, 3 ani, barbara mă spune, știți doamne, dacă n-ați venit să vă mai interesați, înseamnă că n-aveți nevoie, deci în concluzie nu mai depuneți că nu e nevoie.